Chiriașii și locuințelor anele care vor să devină proprietare acestora au acum ocazia de a le cumpăra la prețuri mult mai avantajoase decât anul trecut. Printr-un ordin recent al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, a fost stabilită o valoare de înlocuire de 1.600 de lei pe metru pătrat, inclusiv TVA. Primarul Sucevei în lung a declarat că, potrivit legislației actuale, prețul de vânzare a locuințelor ANL s-a micșorat. El a afirmat că prețul a scăzut de la 1.757,8 la 1.600,2 lei metru pătrat. Primăria Suceava are în administrare 274 de locuințe ANL. A scăzut prețul de vânzare de la 1.757,88 de lei pe metru pătrat la 1.600,2 lei pe metru pătrat, deci în valoare de 91,03% din vechea valoare. Cei care uh, vor să cumpere locuințele, și noi avem un număr de 274 de locuințe pe care deja o parte din ele le-am vândut, 116 apartamente. Cei care vor să cumpere locuințele trebuie să îndeplinească uh, în condiții prevăzute de legi obligatorii, să nu aibă o altă locuință proprietate, să nu fie uh, moștenitori a unei cote co părți mai mari de 37 de metri pătrați, să, uh, să nu aibă uh, teren la legea 2003 să aibă un venit pe membru net de familie care să depășească 100% de salariul mediu net pe economie, să aibă contractul de închiriere valabil, să nu aibă plăți debite restante la cheltuierile cu închirierea apartamentelor și la cheltuierile cu utilitățile. Deci cei care doresc în continuare să cumpere locuințele anele, să se adreseze la primărie și noi suntem la dispoziție și cu toată celeritatea îi sprijinim să-și îndocmească documentația. Edilul Sucevean i a îndemnat pe cei care doresc să cumpere locuințele anelese să se adreseze la primărie să profite de această oportunitate, asigurându-i că vor primi sprijinul necesar pentru întocmirea documentațiilor. Odată cu dreptul de proprietate asupra locuinței, la cumpărarea locuințelor anelese dobândește dreptul de proprietate și asupra cotelor părți de construcții și instalații, asupra dotărilor care se pot folosi doar în comun și dreptul de folosință asupra cotei părți de teren aferente acesteia pe durata existenței clădirii.